Cei care mă cunoașteți mai bine de atât, știți că nu sunt mare fan online, dar na, rezistența la schimbare, schimbarea în general, este o treabă care oricum se întâmplă, așa că, iată, acum vom face treaba asta inclusiv online. În seara asta o să petrecem 2 ore împreună sau 2 ore jumate, în funcție de cât timp aveți și interes aveți, în care o să discutăm despre gestionarea conflictelor. Acum, conflictele sunt o treabă bună, de obicei. Prin conflicte se face creșterea. Spuneam în prezentare că inclusiv Pământul a apărut în urma unui conflict major, care a fost Big Bang-ul. Doar că dacă aceste conflicte sunt fără un scop sau fără un rost, sau pur și simplu ca să fie, ele ne îmbolnăvesc. Aceasta este, ca să spun așa, vestea proastă de la vestea bună. Atunci când ne certăm, atunci când ne înfuriem, atunci când avem emoții negative, chestia asta, mai devreme sau mai târziu, se vede în corp și se vede în starea noastră de sănătate. De aceea este foarte util să știm să le gestionăm. Ce o să facem în seara aceasta? Eu o să încep să dau share screen, ca să vadă toată lumea prezentarea. Rugămintea mare este în felul următor. Eu o să vă rog să vă notați dacă aveți întrebări la slide-uri, dacă sunt, nu știu, lucruri care necesită mai multe explicații decât o să dau eu. Prezentarea are 19 slide-uri, dar efectiv de text sunt 17. Ar trebui să reușim să trecem prin ea în aproximativ 1 oră. După care, ora rămasă sau 1 și jumătate, o putem folosi ca să discutăm. Deci dacă aveți întrebări directe, dacă aveți conflicte pe care le doriți adresate, nu știu, am situația cu tare, care ar fi idealul sau cum aș putea să o gestionez. Dar asta se va întâmpla după ce trecem prin prezentare. În prezentare o să fie teorie. Deci o să vorbim un pic despre conflicte, ce sunt conflictele. O să pot să dau deja... Deci toată lumea vede, vreau să știu dacă toată lumea vede prezentarea în acest moment. Da. Toată lumea vede prezentarea. Ok. Da. Super. Asta o să facem astăzi, da? Deci o să facem conflictul, sursă de creștere și de dezechilibru, inclusiv energetic, modalitățile de abordare ale conflictului, conflictelor, impactul conflictelor în corpul fizic, respectiv cum ne îmbolnăvim, metode concrete de gestionare a conflictelor, după care, în mod concret, 5 pași pentru eliminarea emoțiilor negative și 7 pași pentru fericirea zilnică. Fericirea, după cum știți, este în noi. Nu depinde niciodată de niciun cadru extern, nu vine din afara noastră. Universul acesta, Dumnezeu, cum vreți să-i spuneți, nu a pus puterea noastră în alții. Nu a lăsat cheia fericirii noastre la alte persoane, de aceea treaba asta se află în noi. Cu cât mai repede ne prindem de treaba asta, cu atât mai fericiți și mai sănătoși o să fim. Bun. Aceasta sunt eu. Pentru cine avea întrebări. Este experiența mea, este ce am făcut până acum, unde puteți să mă citiți și faptul că răspund cu mai mare promptitudine la măi Anca decât răspund la doamna Felea. Are o poveste foarte simpatică în spate. Cei care ați mai fost la cursuri cu mine o știți deja, dar vă rog să nu o spuneți că o spun eu. Înainte să mă cheme Felea, mă chema Găină. Și tot polițistul care mă oprea în trafic se uita pe acte și făcea, păi doamna Anca. Eu îi răspundeam, deci doamna Găină sau Făianco, în limba română nu există doamna Anca. Și atunci răspund cu mult mai mare rapiditate la măi Anca decât aș răspunde la doamnă, ceea ce vă doresc din acest moment tuturor, adică atât cât vom discuta, când vom discuta, vă rog frumos să ne spunem pe nume. Conflictul. Definiția și impactul. Conflictul implică o serie de stări afective ale oamenilor. Ne referim la neliniște, ne referim la ostilitate, la rezistență, inclusiv la agresiune deschisă, din păcate, precum și la toate tipurile de opoziție și la interacțiunea antagonistă. Competiția este și ea un tip de conflict. Vă spuneam, conflictul este sursă de creștere. Competiția ne aduce lucruri bune în același timp în care ne aduce dezechilibre dacă nu suntem atenți și nu o gestionăm cum trebuie. Conflictul este un dezechilibru major și acest dezechilibru devine nociv atunci când este ignorat sau băgat sub preș, atunci când este luat personal și tratat ca și când ar proveni din exterior. Iar aici am să fac o mică pauză și am să explic ce înseamnă că tratăm conflictul ca și când ar veni din exterior. Întotdeauna conflictele sunt înăuntru nostru, nu sunt în afară. Sunt convinsă că vi s-a întâmplat să vă treziți dimineața, să fie frig în casă, sau, mă rog, să fie o zi ploioasă, să mai trageți și un picior la pat, să vă mai vărsați și apa de cafea pe mână și să vă gândiți, ce zi, frate, ce zi! Ei, well, din momentul acela sunt convinsă că ziua a mers exact cum ați zis că merge. Conflictul este în noi întotdeauna. Dacă noi suntem supărați, din exterior ni se va reflecta treaba asta. Vom întâlni situații care ne vor supăra și mai tare sau oameni supărați, astfel încât noi să vedem că așa arătăm pe interior. Pentru că, indiferent ce haine am pune pe noi, indiferent că le cunoaștem că sunt ale noastre și din șifonier, tot avem nevoie să ne uităm la oglindă să vedem cum arată. De ce credeți asta? Pentru că avem nevoie să ne asigurăm că stau ca lumea. Cam tot așa este și cu stările noastre interne. Până când nu ni se reflectă din exterior, nu suntem neapărat conștienți de ele. Altă situație în care conflictul devine nociv este când este lăsat neadresat și lăsat să se stingă pasăminte de la sine. În momentul acela intră direct în subconștient și de acolo ne modelează realitatea imediată. Am să vă mai rog încă o dată să ne punem pe mute, da? Aud niște păsărele și sunt convinsă că toată lumea l-aude, deci m-am întrebat inițial dacă salea din capul meu, dar nu pare. Deci pare că sunt de undeva de la... Ia uite, s-au oprit. Deci v-am spus, nu erau, ale mele nu se aud tare, vă spun cinstit. Ok. Tot ceea ce ignorăm sau ne prefacem că nu vedem va persista. Este whatever you resist, persist. Deci cu cât mai încăpățânat credem noi că nu avem nicio problemă, cu atât mai adânc va intra problema aceea și de acolo ne va modela întregul comportament. O altă chestie foarte importantă este că nu putem să rezolvăm problemele folosind același tip de gândire pe care l-am făcut atunci când le-am creat. Nu am spus eu asta, aș fi vrut să fi fost așa inteligentă, a spus-o domnul Einstein. Prin urmare, atunci când abordăm un conflict, o treabă foarte importantă este să-l abordăm de pe alt nivel sau din altă perspectivă decât aceea care l-a creat. Și o să revenim și o să vedem la gestiune ce înseamnă chestia aceasta. Mergem mai departe. Conflictul ca dezechilibru energetic. De ce conflictul este un dezechilibru energetic? Pentru că tot ceea ce există în jurul nostru, tot ceea ce observăm și tot ceea ce nu observăm este, de fapt, un mare câmp de energie. Totul este energie și chiar dacă în teorie noi toți știm treaba asta, în practică nu ne uităm neapărat la treaba asta. Adică tindem să credem, de exemplu, că dacă ne-am izbit de o masă, masa fiind concretă, fiind pe pământ, fiind în 3D, acela nu e un conflict. Ba da. Pentru că ne arată o treabă. De la cea mai mică, nu știu cum să vă spun, înțepătură în deget, de la cea mai mică rană pe care o facem, de la cea mai mică formă de ceartă, toate chestiile acestea ne arată un dezechilibru energetic, pentru că noi suntem forme de energie. Iar în momentul în care nu suntem pe același nivel energetic, apar conflicte între noi. Din păcate, trăim într-un dezechilibru continuu pe care îl și alimentăm și îl și intensificăm. Și acum vreau să vă spun aici o treabă care nu este în prezentare. Să fiți foarte atenți că energia, ca să se echilibreze, are nevoie de conflict. Însă, în momentul în care eu, de exemplu, sunt liniștită, sunt senină, cel puțin aparent, și cineva vine din exteriorul meu și se apucă să se certe cu mine, nivelul energetic mai jos este al persoanei care inițiază conflictul. Doar că într-un conflict, pentru ca energiile să se echilibreze, energia joasă nu va urca, iar energia înaltă nu va coborî neapărat atât de jos. Ele se vor echilibra. Cel care are nivelul energetic mai jos va urca o anumită porțiune, cel care are nivelul energetic mai sus va coborî o porțiune. Ori vrem să ne uităm la chestia asta, pentru că nu vrem să ne scădem nivelul de vibrație. Pe nivel de vibrație apar toate bolile și, inclusiv în contextul acesta în care ne aflăm acum, această informație este extrem de importantă. Corpul nostru are o vibrație măsurată în herți. Vibrație care poate fi detectată de orice fel de, nu știu ce, TRMN, tot ce vreți voi. Vibrația corpului perfect sănătos este calibrată undeva între 68 și 80 de herți. Virusii și bacteriile stau în corp când corpul are o vibrație între 35 și 55 de herți. Cancerul apare la 42 de herți. Prin urmare, este extrem de important să fim atenți la vibrația corpului nostru, la tot ce înseamnă nivel de energie. Sunt o grămadă de lucruri care pot fi făcute pentru ridicarea nivelului energetic, dar cel mai important este sistemul imunitar. Și o să vedeți mai încolo în prezentare ce înseamnă 5 minute de furie. Doar atât, 5 minute. Și acum, cine poate produce conflictul? Materia este cea care produce conflictul, pentru că ea reprezintă nivelul cel mai de jos al spectrului energetic. Ea are vibrația cea mai joasă și acesta este și motivul pentru care noi, oamenii, percepem conflictele cu ajutorul celor 5 simțuri. Adică percepem treaba asta în 3D pe românește, aici pe pământ. Boala reprezintă un dezechilibru, deoarece apare ca urmare a nefuncționării la parametrii normali ai unuia sau a mai multor organe. Prin urmare, orice dezechilibru energetic este cauza unei îmbolnăviri. Când doi oameni se ceartă, confortul lor psihic este unul dezechilibrat și întotdeauna sfârșește în boală. Acum, dacă ar sfârși în boală imediat, oamenii ar fi foarte fericiți, pentru că știți cum se întâmplă. În momentul în care o luăm după ceafă, când am făcut o prostie, nu mai facem prostia. E, nu se întâmplă, energetic vorbind, nu se întâmplă așa. Adică mă enervez astăzi, boala asta poate să apară după o săptămână, după 2 ani, după 5 ani. Istoric vorbind, dacă o să stați să studiați, pentru că au studiat-o alți oameni, nu spun eu treaba asta, bolile mari, deci cancerele, de exemplu, apar cam la 5-6 ani după ce se întâmplă un conflict major, o pierdere, o moarte, un deces, o plecare bruscă. Ele atunci propagă. Prin urmare, boala nu apare imediat și pentru că nu apare imediat, noi avem tendința să credem că trece neobservat. Conflictele și tipurile clasice de abordare. Acum, ce vedeți aici pe acest slide este cum ne putem noi poziționa în conflict. Ne putem poziționa în competiție. Eu sunt mai bun decât tine, am dreptate și am să-ți demonstrez asta. Putem să ne gândim să facem un compromis și asta este ce se întâmplă de regulă cu oamenii la care ținem sau cu persoanele pe care le iubim sau cu colegii, pentru ca să nu escaladeze o situație, și compromisul este atunci când una dintre părți cedează în favoarea celeilalte. Asta nu înseamnă că se stinge conflictul. Înseamnă doar că nu vreau să fac un scandal mai mare și ca să nu fac un scandal mai mare mă prefac că-s de acord cu tine. Evitarea, atunci când nu se discută deschis subiectul și fiecare parte își păstrează propriile idei și poziții. Colaborarea, când părțile încearcă să identifice o soluție care să stingă conflictul, însă de cele mai multe ori treaba aceasta, colaborarea, sfârșește în compromis, deoarece niciuna dintre părți nu pare să fie mulțumită. Acum știți și voi cum e. Dacă și eu vreau mingea și tu vrei mingea, până la urmă soluția de compromis va fi că tu vei ține mingea acum și eu o voi ține după 10 minute. De asta spun, colaborarea este practic o specie de compromis, dar mai degrabă deghizat. Și acceptarea conflictului, când we agree that we disagree, când părțile acceptă că nu pot identifica o soluție comună și acceptă că există un conflict deschis. Dacă mă întrebați pe mine, dar nu e obligatoriu să mă întrebați, acceptarea conflictului este o treabă care măcar te scapă de boală. Nu putem să fim de acord tot timpul. Întotdeauna, în anumite situații, cineva va avea dreptate fie prin prisma poziției sociale pe care o ocupă, fie prin prisma poziției profesionale pe care o ocupă, fie prin, ce să vă spun, puterea pe care i-o dă sentimentele pe care îi le purtăm noi. Și atunci să acceptăm că avem un conflict și că nu putem să cădem de acord este absolut normal și măcar, repet, ne scapă din boală. Se pare că ne scrie cineva. Ia să vedem ce ne scrie. Slideshow. Da, pot să pun și pe slideshow. Oricum, toți cei care ați participat, care sunteți în acest moment în curs, veți primi prezentarea. Deci prezentarea o să o trimită colegii de la Fundația CCU către voi. Da? Nu am pus pe slideshow, pentru că dacă pun pe slideshow nu mai văd chat-ul. Dar acum să știți. Deci dacă pun pe slideshow, n-am să mai văd chat-ul și îl văd în momentul în care ies. Da? Toată lumea ok cu asta, da? Asumăm că da. Ok. Conflictele nesoluționate duc întotdeauna la dezechilibre energetice, respectiv la îmbolnăvire fizică. Asta v-am mai spus. Este bine să o tratăm cu seriozitate, pentru că o să vedeți în slide-urile care urmează că este adevărat. Așa. Bun. Emoțiile și impactul lor în corp. Practic, toate emoțiile mari negative lovesc în câte un organ mare. Aici le aveți ca atare. Mânia sau furia ne slăbește ficatul în mod semnificativ. Bolile hepatice, după cum știm, sunt toate letale. Ne referim, când zicem boală hepatică, la, habar n-am, ciroză, cancer de ficat, adică hepatita A nu este o boală de ficat, dar să știți că hepatita A arată că persoana respectivă a înghițit, cu ghilimele de rigoare, foarte multă furie. Traumele interioare, dezamăgirile, afectează rinichii și inima. Bolile cardiovasculare care se dezvoltă în acest fel sunt de asemenea fatale. Încep să semăn cu ăștia de la televizor. Practic, orice boală dezvoltăm poate fi fatală. Frica asemenea traume interioare slăbește rinichii. Aici pot să vă spun din experiența mea personală. În această viață am avut până la, să zic, 32 de ani, o grămadă de episoade de boli de rinichi, 21 de calculi eliminați. Nu vă spun cum este o colică renală, nici nu vă doresc să aflați vreodată. Am înțeles ulterior, când m-am apucat de studiat, care au fost cauzele principale. Toate fricile cu care trăiam, că nu o să-mi găsesc serviciu, că nu o să reușesc să fac nu știu ce, că se va îmbolnăvi copilul, că whatever, toate fricile pe care vi le puteți imagina, au făcut să existe în patologic aceste pietre la rinichi. De la vârsta respectivă și până acum, nu vă spun bineînțeles câți ani am, nu s-a mai întâmplat. Sau se verifică. Te văd, Monica, te văd, te văd. Anxietatea are un impact major asupra stomacului, generând dureri severe și totodată afectează și splina. Acum probabil că știți că în momentul în care suntem tensionați, în momentul în care așteptăm un rezultat, în momentul în care depindem de o analiză de la medic sau așa, ne doare stomacul. Senzație de vomă și toate cele. Tristețea și durerea sufletească afectează plămânii, antrenează dificultăți în respirație. Prin urmare, ce știm noi, legându-ne de treaba aceasta, despre contextul actual? Știm așa, că toți oamenii care complică gripa respectivă cu o pneumonie de oricare fel de grad, sunt oameni care în sinea lor duc ori o tristețe foarte mare, ori o supărare foarte mare. Puteți să studiați, informația este publică, nu mă aștept să mă credeți pe mine și chiar insist să nu mă credeți, este important să o luați ca atare și să verificați. Nu putem să ne îmbolnăvim până când nu există la nivel energetic emoția corespondentă. Emoțiile sunt cele care, de fapt, ne îmbolnăvesc. De aceea este atât de importantă inteligența emoțională. Este chiar mai importantă decât inteligența aceasta care ne face să fim, nu știu, doctori, ingineri, profesori, tot ce vreți voi. Stresul slăbește creierul și inima. Stresul cronic afectează de asemenea și buna funcționare a organismului la modul general. Întreabă cineva ceva? Nu. Ok. Sufletul este un lucru inexplicabil. Nimeni nu știe unde se află, toată lumea știe când ne doare. Ajuns în acest punct, o să repet ce v-am rugat la începutul prezentării. Dacă există întrebări pe slide-uri, dacă ne dorim să revenim pe ele, vă rog să notați și, îndată ce se termină prezentarea și trecem în faza de dezbatere, puteți să întrebați și eu o să fiu fericită să vă răspund. Bun, vă spuneam că o să vedeți în prezentare ce înseamnă 5 minute de furie. E multă lume care îl cunoaște pe domnul Dulcan, este un psihiatru și un neurolog celebru, a scris cărți, are o grămadă de articole interesante, vă recomand călduros tot ce puteți să găsiți și tot ce puteți să citiți de dânsul. Alături de el, de asemenea, cum îl cheamă, Bruce Lipton, care a scris... nu mai știu dacă se numește Inteligența Materiei, s-ar putea să încurc acum. Nu, Biology of Belief. Biologia credinței a scris-o Bruce Lipton și Inteligența Materiei a scris-o domnul Dulcan. Nu mai încurc și între ei. Un stres, o furie, o mânie de 5 minute poate să blocheze celulele sistemului imunitar aproape până la 5-6 ore. Sau data viitoare, când veți dori foarte tare să vă enervați și să vă certați cu, nu știu, doamna de la casă, cu oameni de pe stradă care se uită urât sau care nu v-au făcut loc sau... Deci data viitoare când vreți să vă înfuriați dintr-o chestie de genul acesta, gândiți-vă că rămâneți fără sistem imunitar până la 6 ore. Gândiți-vă dacă merită să faceți o gripă, gândiți-vă dacă merită să faceți o pneumonie, gândiți-vă dacă merită să faceți orice fel de boală, doar ca să fiți furios 5 minute pe ceva ce cu adevărat nu contează. În următoarele două slide-uri avem harta emoțională a durerii. Pe asta mă aștept să avem discuții și întrebări. Nu o să stau foarte mult pe ele pentru că nu are rost să stăm să citim. Basically, așa se întâmplă. Emoțiile noastre afectează anumite părți din corp. Sunt explicații generale, slide-urile sunt luate dintr-o carte a lui Louise Hay. Louise Hay, precum și Wayne Dyer, au făcut foarte mult pentru tot ce înseamnă dezvoltare personală, pentru tot ce înseamnă legături și conexiuni între emoții și felul în care ne îmbolnăvim. Vi recomand călduros, puteți să studiați. Cartea Poți să-ți vindeci viața conține această hartă emoțională și acolo o puteți găsi cu mai multe explicații decât sunt în prezentarea mea. Acesta este slide-ul numărul 2. Bună oară! Aici este, nu aici, pe slide-ul celălalt. Revenim. Este foarte interesant de văzut pentru toți oamenii care au dureri de coloană în partea de jos și sunt mulți, să înțelegeți că partea inferioară înseamnă frici asociate cu lipsa banilor și cu lipsa sprijinului financiar. Data viitoare, când vă doare foarte tare spatele pe bază, gândiți-vă la treaba asta. De ce vă e frică că rămâneți fără bani? De ce? Care sunt preocupările voastre? Care este frica cea mai mare? Pentru că dacă perpetuăm genul acesta de frică, vom începe să avem dureri de coloană în partea de jos. De asemenea, în momentul în care ne simțim singuri, în momentul în care simțim că nu avem niciun ajutor, că nu e nimeni lângă noi, vom avea dureri pe partea superioară a coloanei, în dreptul umerilor. Știți cum este? Mă dor umerii, sunt înțepenită, mi-au înțepenit umerii. Ok, unde te simți singur? Cine nu te bagă în seamă? Cine nu te ajută? Da? Bun. Cam asta a fost, pe scurt, despre ce înseamnă conflictul. O să petrecem mai mult timp în modul în care le gestionăm, pentru că este mult mai important. Și acum, primul pas în a gestiona un conflict este descris foarte bine de acest slide și de acest pasaj. Și o să vi-l citesc, pentru că atunci când îl auzi citit, înțelegerea este cumva altfel. Ce drum crezi că ar trebui să apuc? Întrebă Alice. Asta depinde de unde îți doresc să ajungi, răspunse pisica. Păi habar n-am unde vreau să ajungă, îi mai spuse Alice. Atunci chiar nu contează deloc pe unde o iei. Vă spuneam la început că foarte mult contează care e motivul pentru care intrăm în conflict. Înainte să ajung să mă cert, înainte să ajung să mă înfurii, înainte să ajung să mă supăr, este important să înțeleg care e obiectivul meu. Sunt însă necesare măsuri pentru revenirea la o viață apropiată de normalitate. A vorbit cineva și cred că... Mă mai aud? Ok. A vorbit cineva, am blocat pe toată lumea, doar tu poți să vorbești în secunda aceasta. Nu, este ok. La sfârșit, deci după ce se termină prezentarea, mai sunt câteva slide-uri, trebuie să mai aveți doar puțină răbdare, vom putea discuta împreună. Pentru că așa, dacă intră fiecare și fiecare întreabă, o să se iște puțină de bandadă și nu vrem să gestionăm genul acesta de conflict. Nu cred că era o întrebare, era cumva de la televizor cu Iohannis, ceva de genul. I-a recunoscut vocea. Ah, interesant. Eu am crezut că cineva mă întreabă ceva. Nu interveneam. Nu e ok. Bun. Deci cel mai important într-un conflict, ca să-l putem gestiona, este să știm ce ne mână în luptă pe românește, ce ne mână în luptă. De ce vreau să mă cert? De ce este important să fac tărăboiul respectiv? Pentru că o să constatați că uneori ce ne mână în luptă de adevăratelea este să facem scandal. Deci să fim italieni, să ne punem poalele în cap. Nu avem niciun obiectiv, adică noi știm foarte clar că nu urmează să rezolvăm o situație, dar tot ce ne dorim este să facem puțină panoramă. Bun. Și asta este corect. Avem nevoie. Nu ajută la nimic, nu rezolvați nimic. Ați reținut când facem panoramă, 5 minute de furie, 6 ore fără sistem imunitar. Dar fiecare este în liber arbitru și are dreptul să aleagă pentru el. Dacă asta este tot ce vrem să facem, corect este să-l anunțăm pe celălalt. Băi, cel mai tare și mai tare, eu îmi doresc în acest moment să urlu la tine. Dacă omul vrea să stea, atunci urlăm. Dacă nu vrea să stea, am avut ghinion. Ideea este că nu rezolvăm nimic dacă doar ne certăm. Tot ce rezolvăm este că ne îmbolnăvim și ne îmbolnăvim noi pe noi. Ar fi bine ca oamenii să înțeleagă asta repede, înainte să se apuce, pentru că înainte să se apuce să facă un scandal. Da. Deci înainte să apuce să facă un scandal. Este foarte important să conștientizăm că dacă nu avem un obiectiv, este mai bine să nu începem discuția respectivă. Bun. Unde este declicul? Situația pe teren, mie mi-a plăcut să știți slide-ul acesta în prima formare pe care am făcut-o eu pe gestiune de conflict. Exista acest slide. L-am avut, vă rog frumos să mă credeți, ani de zile pe frigider. Ani de zile. Pentru că atât este de important să ne dăm seama. Deci are loc un eveniment. Legat de evenimentul respectiv, noi vom dezvolta un gând, iar de gândul acela se va atașa o emoție. În momentul în care s-a atașat emoția, reacția este garantată. În mod concret, ce înseamnă treaba asta? Înseamnă așa, că mă duc la hipermarket și doamna de la casă s-apucă și mi-aruncă ceva pe bandă. Deci din ce am cumpărat eu, aruncă pe bandă. Și eu în momentul ăla mă gândesc, mă, asta face mișto de mine. Adică, pe bune, de ce se comportă în felul acesta? Emoția imediat consecutivă acestui gând va fi că mă voi supăra, frustra, înfuria. Dacă a apărut emoția, ce am să fac? Am să vorbesc nu foarte politicos cu doamna și am să o întreb, ce ai, dragă, ce ți-a venit? Da? Unde putem să oprim? Putem să oprim unde am făcut eu cu verde. Deci putem să oprim tot ciclul acesta la nivel de gând. Dacă gândul respectiv mă sprijină, vreau să-l gândesc. Dacă gândul respectiv nu mă sprijină, nu vreau să-l gândesc. Este doar un gând. Mintea este a mea, nu eu sunt al minții mele. Și vreau să schimb gândul acela. Este valabil, vă rog frumos să mă credeți, inclusiv în conflictele interioare pe care le avem. Și vă spun acum că nimic nu este mai rău decât conflictul de tip eu cu mine, eu cu eu. Și avem o grămadă de astfel de conflicte zilnic de care nici măcar nu suntem conștienți. Nu ne ajută gândurile de tipul n-am să reușesc, n-am să mai am bani, o să rămân fără serviciu, o să mă îmbolnăvesc. Toate gândurile acestea nu ne sprijină și ele sunt doar gânduri, doar că de gândurile acestea se leagă emoții și când s-a legat emoția de ele, cum vă explicam, reacția sau comportamentul sunt garantate. Deci ne vom îmbolnăvi. Da? Să ținem minte treaba asta. Tot ce putem să facem este să avem un control cât mai bun al gândurilor noastre. Bine, eu acum ne doresc succes nouă tuturor, pentru că domnul Joe Dispenza, care este tot un neurolog celebru, a spus așa că un om are undeva între 60.000 și 80.000 de gânduri zilnic. Acum gândiți-vă cam care sunt șansele să prindem așa ceva. Nu o să le putem prinde pe toate, dar măcar pe acelea de care suntem conștienți. Adică, în momentul în care doamna de la hipermarket îmi aruncă ceva pe bandă, dragilor, cu siguranță n-are nimic cu voi. Ea are o problemă ea cu ea, ea supărată de ceva, nu are ceva cu voi. Sau înainte să se declanșeze emoția, băi, dar cum să poartă asta așa cu mine, să mă frustrez, să mă supăr, să mă enervez, hai să controlez gândul, cum că doamna a făcut treaba aia intenționat. Aceștia sunt 7 pași spre fericire. Sunt foarte simpli de făcut, odată ce suntem conștienți de ei. Recomand călduros la toată lumea să-și ia și de asemenea să-și pună pe frigider. Știți de ce zic tot timpul frigider, nu? Că e locul unde mergem cel mai des, adică dacă alternativa este pe ușă la baie. Este bine să ne gândim mai puțin și să simțim mai mult. Este bine să ne încruntăm mai puțin și să zâmbim mai mult. Nu o să stau să vi le citesc pe toate de pe tablă, pentru că puteți să le citiți singuri. Însă, legat de plângete mai puțin și apreciază mai mult, vreau să vă invit să faceți următorul exercițiu, care este foarte important și la care de obicei nu ne gândim. Să mergeți la voi acasă, sunteți deja la voi acasă. Deci când sunteți deja la voi acasă, fie să vă legați o mână la spate, fie să vă legați bine la ochi. Dar să nu păcălim pe nimeni, da? Deci ne legăm bine la ochi. Și după ce ne-am legat bine la ochi, nu ne punem în pat și punem mâinile pe piept, așteptăm să bată pământul, facem treabă până în casă. Cum? E casa noastră, da? Deci ne ducem la toaletă, ne luăm apă, ne plimbăm până în casă, ne Vă garantez că dacă faceți exercițiul acesta 3 ore, când vă veți da legătura jos de la ochi, veți pupa pământul. Pentru că toți avem ochi și nu apreciem treaba asta. Suntem sănătoși atât cât suntem sănătoși și nu apreciem treaba asta. Și uitați-vă un pic la situația pe care o traversăm acum. Înainte, dacă puteați să ieșiți afară și să vă duceți unde voiați voi și nu vă întreba nimeni de sănătate, sau nu făceați asta, sau vă plângeați că trebuie să ieșiți până la supermarket, sau vă enervați că trebuie să cumpărați un cadou, sau vă enervați că trebuie să mergeți la mama, la bunica, la mătușa, la prietenul din colț. Voilà, ni s-a luat. Și acum toată lumea a vrut să meargă. Și acum toată lumea a vrut să iasă. Și acum toată lumea a vrut să facă. În momentul în care învățăm să apreciem mai mult ce avem, este cheia către fericire cu siguranță. Dacă avem în șifonier 6 pulovere sau 4 pulovere, credeți-mă, avem cu 2, respectiv cu 4 prea multe. Dar nu ne uităm la chestia asta. Știți cum e? Deschizi șifonierul dimineața și zici, n-am cu ce să mă îmbrac. El e plin. Să ne uităm un pic mai mult la ce avem și un pic mai puțin, sau poate deloc, la ce nu avem. Temete mai puțin și iubește mai mult este, ca să zic așa, un îndemn din Biblie, pentru că suntem foarte puțini ăștia care reușim. În lumea asta sunt 2 forțe mari, frica și iubirea. Din mila lui Dumnezeu, ca să zic așa, frica este mai puternică, deoarece dacă trecem strada cu iubire, ne va lovi mașina, deci este bine să trecem strada cu frică și deoarece frica ne salvează viața, este forța mai puternică. Majoritatea ne trăim viața în frică. Dacă am reușit să schimbăm un pic treaba asta, dacă am reușit să trecem în bucata de iubire, viața ar arăta mult mai frumos. La nivel de teorie sună foarte bine, vă invit și vă rog să vă alăturați mie în a încerca să trăiți măcar o zi în iubire. Să vedeți că e mai dificil decât sună. Da? Bun, acestea sunt niște chestii anticățărat pe pereți, le numesc eu, la birou și oriunde ne-am afla. Sunt chestii simple pe care le putem face oricând și oriunde. Repet, nu o să stau să le citesc de pe tablă, pentru că asta puteți să faceți toți și pentru că oricum veți primi prezentarea. Vreau să insist asupra a 2 chestii. La numărul 2, respirația, care este cea mai eficientă metodă de relaxare și este și cea mai puțin folosită. Este lucru care ne este în permanență la îndemână. Nu avem nevoie nici să luăm o linguriță de zahăr sau de miere. Este bună și aia, pentru că ne crește glicemia și ne scade nivelul de stres. Dacă combinăm tehnica numărul 2 cu tehnica numărul 3, avem toate șansele să nu mai avem nicio reacție pe care să o regretăm ulterior. În momentul în care închidem ochii, se taie legătura de la realitate. Când tăiem legătura de la realitate, pentru creierul nostru este suficient, fie și o secundă, ca să reintre și să treacă în stare alfa. Este mult de vorbit aici, undele creierului sunt diferite, dar undele cele mai potrivite ale creierului sunt undele alfa și undele teta. Sunt undele în care se poate face reprogramare de subconștient. Hipnoza, de exemplu, autohipnoza, funcționează în undă alfa profundă sau în undă teta. Este foarte util să facem treaba asta. Ca să înțeleagă toată lumea, undele alfa sunt undele pe care creierul nostru le experimentează dimineața când se trezește, primul lucru, și seara înainte să adoarmă. Dacă facem asta în timpul zilei, deci dacă închidem ochii și dacă respirăm, creierul se duce automat în unda alfa. Asta îmi va da mie timpul necesar să opresc orice izbucnire de furie. Dacă vă puteți aminti asta, you'll do magic stuff. Deci este important să țineți minte respirația și închisul ochilor, concomitent una după alta. Restul sunt toate tehnici foarte utile. Când ne întindem, de asemenea, creierul se detensionează, pentru că atunci când ne punem în pat, seara, dimineața, ne întindem atunci când suntem relaxați. Prin urmare, dacă ne uităm după principiu că funcția creează organul și organul creează funcția, dacă ne întindem, creierul nostru va percepe mesajul, omul ăsta se relaxează, se va relaxa și el. Da? Cu număratul până la 5 în gând este o treabă bună și utilă. Știți de ce am pus-o ultima pe slide? Pentru că mie, cel mai puțin, îmi iese treaba asta. Adică dacă m-am înfuriat, îmi iese să închid ochii și îmi iese să respir. Să stau să număr în gând până la 5, s-ar putea să nu fie bine pentru ăla pe care m-am înfuriat. Aceștia sunt 5 pași pentru a scăpa de o emoție negativă. Este scris mic pentru că procesul, ca să-l pot descrie, mi-a luat fix atâta. Este un proces totuși foarte simplu și o să vi-l explic ca să-l înțelegeți fiecare. Este un proces care scoate absolut orice emoție negativă din corp. Este simplu de făcut. Dacă îl țineți minte, o să vă scape de multe necazuri. Ce facem? Ne gândim la ceva și chiar puteți, dacă mă ascultați și mă auziți bine, puteți să-l faceți în timp ce vorbesc, pentru că o să vedeți că funcționează și funcționează ca o magie. Închideți ochii frumos și vă gândiți la ceva care vă îngrijorează, care vă întristează sau care vă face să vă fie frică, vă înspăimântă. Și puteți să alegeți cele mai nasoale lucruri pe care vi le puteți imagina. Și cu ochii închiși, încercați să observați unde în corp detectați niște emoții sau niște reacții. În funcție de cum e fiecare, putem să simțim chestiile astea în piept, pe mâini, în stomac, în gât, deasupra stomacului. Când am identificat aceste emoții, ne uităm la ele în ce sens se mișcă. Pentru că emoțiile se mișcă tot timpul. Ele sunt acum în stomac, după aceea sunt sub formă de nod în gât, după aceea sunt sub formă de tremur în mâini, după aceea sunt sub formă de amorțeală în picioare. Deci le urmărim cum se mișcă. Câteva secunde ne uităm la ele. Și după ce ne-am gândit la lucrul respectiv și am observat direcția în care se mișcă emoția asociată, suntem atenți câteva secunde ce imagine ni se formează în cap. Va fi ori o imagine fixă, ori un film, adică vom vedea mai multe imagini care se succed. Dacă este o imagine, ne imaginăm că luăm imaginea aceea și o îndepărtăm. O îndepărtăm până când se face un punct mic, mic, mic în zare, dar făcând treaba asta, inspirăm adânc și ținem mâna pe locul unde am identificat emoția în corp. Iar când i-am dat drumul la imaginea respectivă, pe expirație, scoatem și emoția. Propriu zis, ca să vă imaginați cum funcționează treaba asta, când am descoperit, nu știu, mă gândesc, mi-e frică că o să mă îmbolnăvesc de celebrul COVID. Stau cu ochii închiși și îmi spun chestia asta în mine și văd unde se întâmplă ceva. Eu dacă stau și mă gândesc cu ochii închiși că mă îmbolnăvesc de ceva, de orice, mi se pune în stomac. Și atunci inspir cu mâna pe stomac și îmi imaginez cea mai dramatică scenă pe care pot eu să-mi o imaginez. Nu știu, eu în spital, bolnavă de whatever. Imaginea respectivă o fac o fotografie, inspir, îmi imaginez că fotografia respectivă se duce și în momentul în care este atât de mică încât aproape nu o mai văd, expir cu putere și îmi imaginez că o scot din corp. Verificarea se face în felul următor. După ce am scos emoția respectivă din corp, important de menționat că dacă văd sub formă de film, deci dacă nu văd imagine fixă, în filmul care îmi trece prin fața ochilor închiși, fac stop cadru pe imaginea cea mai dramatică. Deci în ce văd eu acolo, imaginea cea mai dramatică o opresc. Iar de acolo facem procedeul exact cum vi l-am descris. În momentul în care am scos emoția din corp, mă gândesc fix la același lucru. Și o să constatați, magie și minune, că nu o să vă mai intereseze. Adică ori va fi de mai mică intensitate, deci în loc să simt că îmi flutură stomacul și mă doare și mă ia cu senzație de vomă și mă doare capul și mi-amorțește mâna, o să constat fie că senzația este mult diminuată, fie că nu mai există deloc. Iar asta înseamnă că am scăpat de o emoție negativă și implicit am scăpat de o boală. Tehnica aceasta funcționează impecabil în momentul în care treceți prin situații dramatice. Atunci când pierdeți pe cineva drag, atunci când vă despărțiți de cineva, atunci când vă pleacă cineva, atunci când picați la un examen, atunci când, Doamne ferește, habar n-am, rămâneți fără serviciu, rămâneți fără ceva. Dacă facem stop cadru și ne imaginăm că scoatem afară din corp emoția pe care am simțit-o în momentul acela, am scăpat de o boală. Bun, asta sau celebra tehnică de meditație, inspiră, expiră, fuck it. Este simpatică și pare simplă, dar să știți că funcționează magic, absolut magic. În momentul în care nu am timp să fac toți cei 5 pași, nu am timp să stau cu ochii închiși, nu am timp să vizualizez, îmi imaginez că inspir toată frica, iar când expir am expirat-o și să se ducă unde are treabă. Pentru că există o matriță de gândire foarte simplă și care ne rezolvă foarte multe conflicte. Și anume, am o problemă. Pot să o rezolv? Da. Dacă pot să o rezolv, n-are rost să stau să fabulez pe marginea ei. Am aceeași problemă. Pot să o rezolv? Nu. Bun, deci dacă nu pot să o rezolv, tot n-are rost să stau să fabulez pe marginea ei, pentru că nu o să întâmple nimic, doar o să mă enervez și o să mă stresez. În principiu, acestea sunt lucrurile mari cu care putem să gestionăm conflictele. Acestea sunt tehnicile pe care vi le-am spus. Pe urmă, eu vă invit să studiați fiecare și pe cont propriu. Informația este foarte multă, foarte stufoasă. Dacă vreți, în momentul în care trecem la întrebări și la discuții libere și așa, vă pot face recomandări de ce citesc eu și de ce ați putea să citiți și voi, evident, la ce să vă uitați, pe cine să urmăriți. Este doar începutul acesta, dar eu zic că este un început bun și eu zic că este informație utilă și pe care o puteți aplica din secunda 2, adică în momentul în care se termină acest workshop, voi deja puteți să aplicați tot ce v-am spus. Acum... aceasta este pagina de reclamă, ca să zic așa, unde mă găsiți și ce fac eu. Ce aș putea să fac legat de foarte multe chestii, și anume brain power, reprogramare de subconștient, tehnici de autohipnoză și de meditație, gestiune de conflict, deci cursuri în sală și care pot fi făcute și online. Inteligență emoțională, face reading și interpretarea microexpresiilor, căci printre altele, atunci când nu predau online și predau la firme, predau excelență în comunicare. Am acreditare de profiler, predau cursuri de face reading, de microexpresii, știu să fac interpretare în timp real, ce să zic, scary shit. Evenimente de team bounding, de team building și conferințe pe teme pe care vi le puteți dori, după care am și activitate de cabinet, unde se întâmplă hipnoză de reprogramare, regresii și tot soiul de alte terapii complementare. Reiki, Radii, TETA și Recall Healing. Când o să primiți prezentarea, știți unde să dați de mine. Dacă nu știți unde să dați de mine, intrați pe ferma de secretare. Acolo o să știți unde dați de mine. Iar aceasta a fost prezentarea. Ia uite, ne-am descurcat chiar mai repede, ne-am descurcat în 45 de minute. Am să ies de pe full screen acum, am să las prezentarea aici și, ok, dacă sunt întrebări, cine are întrebări, să procedem la discuții. Ia uite, sunt încet 3 oameni. Deblocăm, da, deblocăm microfoanele. Mulțumesc, mulțumesc. Și să ridicăm semnificativ numărul de victime. Dumneavoastră, dragi români, sunteți eroi acestui efort. Mă înțeles, deci este cine... Bună ziua! Aș avea eu o întrebare referitoare la problemele care nu sunt ale noastre direct, dar pur și simplu am vrea să le rezolvăm și nu știm cum. Adică eu acum, spre exemplu, mă aflu într-o situație în care chiar îmi doresc să fiu de ajutor, dar nu știu cum să o fac, deși nu e problema mea personală, e a întregii familii. Super. Îmi spui și mie cum te cheamă ca să pot să mă adresez pe, nume? Scuzați, Daria mă numesc. Poți să-mi spui, Anca, te rog frumos. Daria, deci... nu am avut bucata asta prinsă în prezentare, dar dacă vrei, are legătură tot cu gestionarea conflictelor. Pe pământul acesta pe care toți trăim, Doamne ajută, există 3 tipuri de treabă. Există treaba noastră, treaba altora și treaba universului, a lui Dumnezeu Tatăl, a lui Buddha, a lui Mamare din groapă, cum vreți voi să-i spuneți. Deci sunt 3 tipuri de treabă foarte ușor identificabile. Acum, pentru că tu ai pus întrebarea, eu te întreb pe tine. Din aceste 3 tipuri de treabă, care crezi că o putem rezolva noi, respectiv tu? Care treabă o poți tu rezolva? La ce nivel? Păi, cred că doar la nivelul la care aș putea să vorbesc cu persoana respectivă care ne-a afectat familia și cumva să-i schimb percepția asupra situației, pentru că e absurd. Stai puțin. Deci spuneam așa, treaba ta, treaba altora și treaba universului sau a lui Dumnezeu. unde poți tu să intervii? Mai spun încă o dată, treaba ta, treaba altora, treaba Universului sau a lui Dumnezeu. Unde poți să intervii? Doar în treaba mea pot să intervii. Super, super, minunat. Ce înseamnă treaba mea? Treaba mea înseamnă ceva ce pot să corectez eu direct. Ca să înțelegi la ce mă refer, dacă tu, de exemplu, ai începe acum să țipi la mine, eu în a cui treaba aș fi? Dacă tu ai începe să țipi la mine acum, în a cui treaba aș fi eu? Tot în treaba mea. Exact. Pentru că tu faci acțiunea. Și atunci tot ce pot eu să fac este să mă poziționez în treaba mea și fie să stau să te ascult cum răcnești, fie să mă întorc cu spatele să plec. Asta este ce pot eu să fac în mod direct. Sau punctual la situația pe care ai descris-o tu, dacă nu poți să faci nicio acțiune directă, nu are rost să intervii în niciun mod. Dar dacă ți-ai dorit foarte mult să ajuți, și cu chestia asta cu ajutorul, este o treabă foarte importantă și la care vrem să ne uităm, și anume, dacă ni s-a cerut ajutorul. Dacă nu ni s-a cerut ajutorul, nu ajutăm. Este foarte dificil de făcut, dar este bine să știm treaba asta. Dacă cineva nu-ți cere ajutorul, poate să fie copilul tău, poate să fie mama ta, poate să fie soțul tău, da? Nu avem ce să facem. Dacă omul respectiv nu simte că vrea să fie ajutat, nu ne ducem cu pistolul peste el, bă, da, hai să te ajut că știu eu că o să-ți fie mai bine. Nu merge treaba asta, da? Se numește viola, are încadrare la codul penal. Deci când vrem să facem pe cineva bine cu forța, da? Sau legat de situația pe care tu o întâmpini acum, dacă nu stă în puterea ta să corectezi ceva, să faci ceva, din tot ce poți să faci este să te rogi. La ce crezi tu? Dacă crezi. Dacă nu crezi, o să fie un pic mai dificil. Dar te poți ruga să vină o forță mai mare decât tine, mai mare decât voi, care să rezolve această situație. Repet, dacă stă în puterea noastră, o rezolvăm. Pentru că dacă cineva țipă la mine, eu nu o să stau să mă rog, eu o să mă întorc cu spatele și o să plec. Dar dacă nu stă în puterea noastră, nu ne băgăm cu forța. Deci, punctual, răspunsul la întrebarea ta este că dacă nu ești în treaba ta, nu poți să faci nimic. Da? Am înțeles, vă mulțumesc mult. Îmi pare rău că nu te-am ajutat mai mult de atât, da? Deci dacă nu e treaba mea, nu pot să fac nimic, da? Da, e tristă, dar e adevărat. Da. Mulțumesc! Cu drag, cu drag. Am niște întrebări în chat și o să răspund la fiecare. Deci, o secundă. Cum ne putem ridica vibrația? Dragă Andreea! Vibrația ne putem ridica în mai multe moduri. Calea cea mai simplă este respirația și meditația. Un alt mod de a ne ridica vibrația este să ascultăm muzică clasică. Aceia dintre voi care mă cunosc și care au mai stat de vorbă cu mine, știu că recomand călduros și în buclă valsul numărul 2 al lui Johann Strauss. Indiferent cine îl cântă, indiferent cine îl dirigează, că toată lumea mă întreabă, da, Shostakovich, da, am uitat cum îi zicea cu celuilalt om care îl dirigează, n-are importanță. Valsul numărul 2 poate să fie dirijat, cântat de oricine. Valsul numărul 2 calibrează pe scala conștiinței, așa cum a fost ea descrisă de David Hawkins, la 600. Deci nu trebuie să fac nimic altceva, trebuie doar să ascult melodia respectivă. Nu mai stați să mai ascultați chestii care vă panichează. Orice fel de om care vine la voi și se apucă să se plângă, am rămas fără serviciu, s-a îmbolnăvit mama, m-a părăsit bărbatul, îl întrebăm, băi, pot să te ajut? Pentru că, atenție, creierul nostru, dacă avem ceva de făcut, adică dacă pot să intervin concret, creierul meu va vrea să ajute. Adică dacă tu vrei să-ți aduc un kilogram de portocale sau vrei să-ți dau bani sau vrei ceva concret, creierul meu nu se va lăsa influențat, nu va trece în frică. Dar dacă tu nu vrei altceva decât să te plângi, pe mine mă va speria treaba asta, pentru că om sunt și eu. Haideți să ne gândim omenește, toți avem mame, toți avem rude, toți avem oameni pe care îi iubim, copii și așa mai departe, ce are fiecare. În momentul în care eu ascult drama unui om a cărui persoană iubită s-a îmbolnăvit sau așa, care o să fie gândul meu din spate? Și eu am mamă, o să fac așa mea. Deci nu ne scădem vibrația, nu stăm în conflicte, nu stăm cu oameni care sunt supărați, nervoși, nu ascultăm informații care nu sunt de calitate. În primul rând asta este. Deci dacă stăm toată ziua pe știri sau dacă stăm toată ziua pe chestii panicarde sau citim, ce știu eu, lucruri care ne influențează, știți cum este, până la urmă și la televizor. scriu ăștia imagini care vă pot afecta emoțional sau informații care vă pot afecta emoțional. Și ce zice omul nostru? Ei, lasă vreau că eu sunt tare, eu pe mine nu mă afectează, nu mă uit, nu mă interesează, n-are treabă cu mine. Ba da, are treabă cu noi toți. Iarăși, ce se mai poate întâmpla? Uleiurile esențiale și atenție, nu trecem în secta aia cu să luăm, să înghițim, să ne ungem, deci ne calmăm, da? Uleiurile esențiale au o vibrație. Uleiul cu cea mai înaltă vibrație este uleiul de trandafir, care are undeva la, nu mai știu dacă 198 sau 98 de herți, în tot cazul este foarte înaltă vibrația uleiului. Dacă miroși sau dacă difuzezi ulei esențial de trandafir, ți se ridică vibrația, după care orice fel de privit, răsăritul, privit apusul, ridică vibrația. Orice fel de vitamină, calciu, vitamina D, ridică vibrația. Orice fel de activitate sportivă, ridică vibrația. Orice fel de hrană verde, vie, ridică vibrația. Toate chestiile astea ne întăresc sistemul imunitar. Da? Cărți pe acest subiect, Doamne apără, toate cărțile pe care le-a scris domnul David Hawkins. Absolut orice fel de carte, pentru că David Hawkins explică foarte frumos scala conștiinței, explică ce se întâmplă când evoluăm. Iarăși s-a pus cineva și avem zgomotul de fond, vă rugăm să-l taie, mulțumesc. Da? Toate cărțile lui Joe Dispenza, toate cărțile lui Louise Hay, tot ce se găsește pe YouTube de acești oameni. De la noi din țară, doamna Andreea Filip, tot ce face Andreea Filip, site-ul andreafilip.ro. Ce să vă spun? Informație este suficient să tastezi în Google vibrația corpului sănătos. Cum facem să ne ridicăm vibrația? Veți găsi o grămadă de informații, după care depinde de voi. Și atenție, vă rog să fiți atenți cu ce vibrație, adică nu vă apucați să citiți tot, nu vă apucați să citiți de-a valma. În zilele noastre, din păcate, sunt o grămadă de guru, de oameni care susțin că au pregătire, care susțin că voi uitați-vă la cu ce vibrați voi. Dacă aveți un sentiment de neplăcut, de nu sunt mulțumit, de nu-mi place, de nu asta mi-am dorit, nu vă mai pierdeți timpul. Da? Sper că am răspuns. Surse de pregătire pe acest subiect. Mariana Iordache, spune-mi la ce anume te referi surse de pregătire? Poți să intri, poți să-ți dai unmute la microfon și poți să întrebi direct. Cu drag, Andreea, îți răspund și la cum poți să remediezi situația dacă ai deja o boală. Ok, deci până ne scrie Mariana sau până intre și întreabă ce putem face în contact cu personalitatea agresivă. Ok, imediat răspund și la asta. Da, da, da. Se aude? Da, se aude, se aude. Da, mulțumesc. Nu de alta, îmi plac copiii, da. Este vorba de pregătirea multiplă. Unii suntem vizuali, unii suntem auditivi, deci dacă există și ceva filmulețe sau ceva, am înțeles, o să caut pe Google. Da, da, sigur că da. Pentru că e foarte important pentru mine, cel puțin. Sigur că da, Mariana, există, deci nu numai cărți, există, deci absolut tot ce am recomandat. David Hawkins are nu știu câte filme în YouTube. Conferințe la care, adică conferințe care acum sunt date pe liber. La Andreea Filip la fel. Andreea vorbește foarte mult despre subconștient, despre cum ne îmbolnăvim, despre ce putem să facem ca să ridicăm vibrația. Să știți că orice fel de formă de rugăciune, orice fel de formă, nu contează cum ne rugăm, orice fel de formă de rugăciune ne ridică vibrația. Orice fel de preocupare elevată, ce înseamnă chestia asta? Când ajut pe cineva, când îndrum pe cineva, când am grijă de cineva care are nevoie de grija mea, toate chestiile astea ridică vibrația. Iar dacă ai nevoie să vezi, adică dacă ești vizuală și ai nevoie să vezi filme și așa, sunt o grămadă pe YouTube, pe Google, pe tot ce-ți poți dori. Sunt conferințe întregi ale lui David Hawkins, sunt Andreea Filip are canal de YouTube. Dacă te uiți pe canalul Andrei, răspunde la o grămadă întrebări. E imposibil să nu găsești ce te interesează și cum te interesează. Da? Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Drag, mulțumesc eu! Andreea, revin la tine. Dacă deja am dobândit o boală, cum putem remedia situația? În primul rând, și eu spun asta la cursurile mele, dacă ne îmbolnăvim, vă rog frumos, nu beți apă sfințită și ziceți Tatăl nostru și ziceți că așa v-a învățat doamna Felea, că o să ne supărăm. Deci când ne-am îmbolnăvit, când boala a coborât în corpul fizic, este semn că trebuie să ne ocupăm de corpul fizic. Corpul fizic este în 3D, este aici pe pământ. De aceea s-au inventat medicamentele, de aceea s-au inventat medicii, adică eu o să mă duc să-mi ajut corpul fizic. După ce mi-am ajutat corpul fizic, de exemplu, în mod concret, mă doare capul. Dacă mă doare capul, nu stau să sufăr, să mă rog, să respir, să... Bine, pot să fac și asta dacă sunt neapărat nebun, dar eu vă spun așa, pe mine când mă doare capul, iau un Nurofen. După ce mi-a trecut durerea de cap, îmi fac o introspecție și mă gândesc, băi, unde m-am încăpățânat? Pe cine nu vreau să iert? Pe cine sunt supărată? La ce-mi stau gândurile? Pentru că durerile de cap sunt asociate cu neiertări, cu durere, cu... habar n-am, încăpățânare, cu nu vreau să mă schimb, rezistență la schimbare. Deci după ce mi-a trecut durerea de cap, pentru că atunci când sunt bolnav, eu nu sunt în stare să îmi gestionez emoțiile interne. Primul lucru fac să dispară boala fizică. O carte foarte utilă și pe care vă recomand tuturor este Marele Dicționar al Bolilor și Suferințelor. Se găsește acum, am văzut, deci au băgat-o din nou pentru că a fost o perioadă în care nu s-a găsit, dar vă recomand călduros. Louise Hay, de asemenea, în Poți să-ți vindeci viața, face legătura între foarte multe boli și cauzele lor emoționale. De la noi, Valeriu Popa, da? Îi avem și noi pe ai noștri. Cum o cheamă? Doamna Gheorghiță, am uitat cum îi zice. Niculina Gheorghiță, la fel. Deci, informația există. Adică în momentul în care boala a apărut, o vindec sau mă ocup de corpul fizic astfel încât să pot să rezist, după care caut cauza emoțională. Pentru că dacă eu nu rezolv cauza emoțională, exact cum vă spuneam despre pietrele mele la rinichi. Pietrele mele la rinichi au dispărut pentru că mie mi-au dispărut fricile. Dar eu, cât am avut colică renală, m-am dus la spital, am stat la perfuzie, am făcut tot ce trebuie să fie făcut în situații de genul ăsta. Da? Și există și alte metode, adică... De exemplu, Recall Healing-ul, da? Recall Healing-ul te ia și te duce pe linia timpului, în familie, de unde au venit, pentru că cauza emoțională nu e musai să fie în viața asta, nu e musai să fie la tine, poate să fie la mama ta, poate să fie la bunica ta. Odată identificată, va fi foarte ușor să se rezolve. Ca să înțelegeți la ce mă refer și să nu pară că vorbesc așa ca să mă aflu în treabă, una dintre cauzele îngrășării, de exemplu, este că dacă neamul nostru, pe linia maternă sau paternă, există cineva care a murit înnecat, la vârsta la care persoana respectivă a murit înnecată, corpul nostru va începe să pună greutate pe noi, pentru că gândirea creierului, creierul nostru este foarte simplu, el, treaba lui este să ne țină în viață. Și atunci creierul nostru o să zic așa, bă, ăla a murit, dar pe tine o să te salvezi. Și este una dintre cauze și poți să faci câte regimuri de slăbire vrei tu și poți să faci flic-flac cât vrei tu. De-aia Recall Healing-ul este o treabă extrem de importantă. Există pe Recall Healing, cum îl cheamă, Gilbert Renault. Deci puteți să căutați pe Recall Healing România, puteți să-i căutați cărțile. Este foarte util să știm treaba asta, da? Deci emoțiile noastre sunt alea care ne îmbolnăvesc și fără emoție nu există boală. Dar în momentul în care boala s-a manifestat fizic, ne ocupăm de tratarea bolii. Asta facem, da? Bun, sper că am răspuns. Dacă n-am răspuns, nu e nimic, că știi telefonul meu. Mulțumesc, Anca, mulțumesc mult! Drag, Anca, drag, poți să te întreb eu ceva? Sunt Livia. Da, da. Toată ziua poți să mă întreb ceva. Ia spune. Spuneai despre emoțiile noastre, că avem posibilitatea să scoatem emoțiile noastre negative din noi, urmând cei 5 pași și da. Am rămas la stadiul în care putem să și verificăm dacă am anulat acele emoții negative. Da. Cum verificăm? Păi am spus cum verificăm. Nu vom mai simți senzația în corp. Deci te gândești fix la același gând, ai scos emoția din corp, da? Ai scos-o. Da. După ce ai făcut asta, respiri, stai cu ochii închiși și te gândești fix la același lucru. Și ai să vezi că în corp fie s-a diminuat senzația, fie nu mai este deloc. Deci gândindu-te la același lucru, de exemplu, mă dă afară. Prima oară când o să spun mă dă afară, o să mi se facă gol în stomac. Scot golul din stomac după metoda pe care am descris-o, după care, cu ochii închiși, mă mai gândesc încă o dată. Mă dă afară și de data asta o să zic așa, o să-mi găsesc alt serviciu, e în regulă, poate să mă dea. Nu-i nimic, oricum nu-mi plăcea. Da? Am răspuns? Ok. Da. Mulțumesc, mulțumesc. Cu drag. Bun. Oana Cristina mă întreabă ce putem face când suntem în permanență la job, în contact cu un coleg, o colegă cu personalitate agresivă, iubita mea. În primul rând, când suntem în permanență în contact la job cu o persoană care are o personalitate agresivă, Respectiva agresivitate este în noi, doar că noi nu ne uităm la ea. Putem să fim niște oameni calmi, niște oameni educați într-un anumit fel. Noi, majoritatea, rulăm după programe pe care le-am deprins în familie la noi. Este primul lucru la care mă uit. De ce mă confrunt eu cu situația aia? Adică dintre toate serviciile acestea, Dumnezeu m-a pus pe mine fix lângă nebunul ăsta care urlă în fiecare zi. De ce s-a întâmplat asta? Este primul lucru la care mă uit. După ce mă uit la lucrul ăsta și ajung la concluzia că nu are legătură cu mine, pur și simplu am avut ghinion, e posibil să întâmple asta, adică e posibil să ai ghinion, e posibil. După ce ajung la concluzia că am avut ghinion, am de ales. Ori plec, ori înțeleg că am decis să rămân acolo și nu mă mai plâng. Pentru că să știți că atunci când nu luăm o decizie, aia se numește tot decizie. Deci dacă mie mi-este rău într-un loc de muncă, dar eu nu plec de acolo, nu sunt victimă. Înseamnă că am decis că nu vreau să plec de acolo, pentru că deranjul de a pleca de acolo este mai mare decât deranjul de a îndura ce pățesc acolo. Este tot o decizie. Nu este treaba noastră, într-adevăr, personalitatea agresivă a colegului, dar dacă noi suntem în proximitatea respectivei persoane, ori are legătură cu noi, adică undeva în sufletul meu eu ascund o furie la care nu vreau să mă uit. Poate sunt supărată pe mama, poate sunt supărată pe prietena mea, poate mă supără copilul, poate, nu contează, este cineva apropiat, dar este o furie pe care eu o maschez foarte bine. Și pentru că eu o maschez foarte bine, corpul meu, care este foarte deștept, mi-o va arăta din afară. Universul ăsta va vibra energetic și mi-o va arăta din afară. Sigur că poți, te rog. Pot să intervin cu o precizare. Ideea e că nu sunt singura persoană care observă lucrul ăsta. Deci toată lumea din birou observă personalitatea agresivă. Și e puțin aiurea, ca să zic așa eufemistic, să renunți la un job pentru că e o persoană agresivă sau cu o personalitate... Mea, dar nu trebuie să renunți la un job. Deși păi asta ziceai, ori plec, ori rămân. Adică păi da, a pleca înseamnă ce? A pleca înseamnă că ne mutăm ori în același serviciu la alt departament în altă parte, păi ori cu totul afară. N-ai cum. Ok, hai să nu poți să te muți de la contabilitate la marketing sau de la vânzări la achiziții sau mai știu eu ce. Ai un job, ai venit pentru o treabă acolo. Am înțeles. Hai să-ți explic. Pe momentul ăsta se poate tot în același timp în care nu se poate nimic. Deci, dar nu mergem acolo, că nu despre asta e vorba. Este vorba despre ce ai zis tu. Deci sunteți mai mulți care ați remarcat că colega respectivă are o personalitate agresivă. Ok. Ori aveți toți aceeași lecție de învățat, iar dacă femeia aceea, serios, Oana, ascultă-mă, am suficientă experiență cât să pot să-ți explic din toate unghiurile treaba asta. Dacă sunteți mai mulți și o singură persoană vă călărește pe toți, care e motivul, măi? Adică dacă suntem 5 oameni care suntem deranjați de același coleg care se comportă neconform, de ce se întâmplă treaba asta? Și răspunsul, pentru că e șefa. Ok, deci n-am avut noroc nici în viață. Măcar. Nici măcar nu-i șefa, ia uzi. Deci atunci întrebarea asta este, de ce vă călărește omul acesta, femeia aceasta, ce este ea, bărbat, femeie, de ce vă călărește el pe toți și mai ales de ce niciunul din voi nu are curaj să ia atitudine? I s-a spus de mai multe ori. Și? Care a fost rezultatul? Am zis, da, îmi cer scuze și după câteva zile și-a reluat comportamentul. Păi ok, deci dacă... ea și-a reluat comportamentul, înseamnă că maybe ea așa este și dacă exact. Ea așa este, păi da, da, dacă ea așa este și tu ești acolo, înseamnă că amândouă aveți ceva de învățat. Amândouă aveți ceva de învățat. Bun, și ce e de făcut în situația asta, ca să nu renunți la job pentru... Și avea cineva o vorbă, nu dai cojocul pe foc pentru un păduche. Exact, deci dacă nu dăm cojocul pe foc pentru un păduche... există două modalități. Eu ți-o recomand pe prima. Pe a doua poate nici nu ți-o spun, dar există două modalități. Prima este că în momentul în care se cațără pe pereți, da, și urlă și face tam-tam pe acolo și, o lăsăm să se calmeze și după ce se calmează, mergem la ea și explicăm așa: iubita mea, suntem la serviciu toți aici. Noi toți avem un șef. În momentul în care tu faci așa, eu mă simt așa. Pe mine, descreierările tale mă afectează fizic. Și unless nu-ți dorești foarte tare ca eu să mă duc la medicul de familie și să vin cu un certificat că m-am îmbolnăvit din cauza ta, pentru că stresul pe care îl exerciți asupra noastră ne îmbolnăvește, mi-ar plăcea foarte mult să cred că te vei gândi să-ți revizuiești comportamentul, pentru că dacă nu, prima dată când mai răcnești, eu vin cu certificatul. Băi, sunteți la serviciu acolo, nu sunteți în junglă. Tocmai. Adică, păi, tocmai, deci dacă sunteți la serviciu și nu sunteți în junglă, înseamnă că există pe cale administrativă modalitatea de a interveni. Dacă da, nu există... vorbesc de o persoană isterică, vorbesc de o persoană care are o atitudine agresivă, vorbește tare, e foarte... așa, gesticulează foarte larg, vorbește foarte tare, îi place să se audă vorbind și deranjează pe toată lumea. La un moment dat i-a spus o colegă, băi, nu mă aud gândind. Eu ți-am spus care este calea. Deci îi putem explica colegii, mai e o treabă. Depinde și cum o tratați voi. Dacă voi toți, așa cum e, ați integrat-o și o suportați, ea nu are niciun motiv să se schimbe, suntem serioși. Adică tu ai văzut pe cineva să se schimbe în momentul în care este acceptat așa cum e? Sunteți X oameni acolo care o acceptați și o integrați așa cum e. Frate, ești cățărată pe pereți, eu nu vorbesc cu tine, dar nu vorbesc cu tine fățiș, adică nici când nu țipi, nici când nu vorbești, eu nu vorbesc cu tine. Te aștept să cobori din copac, îndată ce ai coborât din copac, am să vorbesc cu tine. Până nu cobori din copac, da? Suntem pe alt nivel. Deci asta este ceea ce se poate face. Nu aș vrea să vorbesc despre ea. Varianta a doua este să fii tu mai agresivă decât ea. Da, e o variantă, dar nu te poziționezi nici cum deasupra unei asemenea atitudini. Nu este vorba. Eu ți-o spun din experiență personală, nu din altceva. Am avut la unul dintre serviciile mele, că am lucrat destul timp în multinațională, peste 25 de ani, o colegă care era foarte agresivă, nu doar că era agresivă, înjura, mai arunca cu chestii, mai o dată, de două, de trei ori, adică am încercat tot ce am putut să încerc și după ce am încercat ce am putut să încerc, m-am dus la ea așa foarte aproape și i-am explicat, da, exact așa, tu țipi, eu nu țip, eu dau. Data viitoare când mai ridici tonul, îți pun biroul direct în cap. Dar e bine să știi treaba asta, că data viitoare când se mai întâmplă, ai biroul în cap. Și așa, cum nimeni nu te pedepsește pe tine pentru că te descreierezi, nimeni nu mă va putea pedepsi pe mine că ți-am pus biroul în cap. Din secunda aceea am avut liniște în birou. Suntem prietene până în zilele noastre, bune. Da? Dar, repet, nu o recomand, pentru că eu mă la ultima, disperată. Da, este măsura disperată și din punctul meu de vedere, acum cu cunoștințele pe care le am, înțeleg că a fost o abordare greșită. Ea era acolo ca să-mi arate mie agresivitatea din mine. Pentru că, să știu, Ana, nu este nicio diferență între un om care înjură și un om care lovește. Da, acolo nu e cazul. Sunt aceleași niveluri. Deci ea era mulți decibeli. Am înțeles. Deci ea este acolo, probabil că voi toți acolo, în sinea voastră, răcniți foarte tare, adică sunteți niște persoane care aveți niște chestii în voi. Și vă invit să vă uitați la asta, pentru că în momentul în care rezolvi ce este de strigat în tine, persoana aceasta va dispărea din raza ta de acțiune. Da? Ea vă arată vouă ceva. Dacă învățăm să ne uităm la asta, deci primul proces este de introspecție. Dacă nu vreau să mă îmbolnăvesc, mă uit ce atrage treaba asta în mine. Da? Da. Bun. Mulțumesc frumos! Hai să vedem ce mai avem pe aici. Cum putem face ca o dorință să se materializeze? Andreea B., fii atent aici la mine. Uită-te după mine. Știi cum o facem să materializeze? Zicem așa. Tatăl nostru care ești în cer. Glumesc. Există multe metode pentru a face ca o dorință să se materializeze, dar atenție mare, eu vă recomand tuturor că atunci când vă doriți ceva, să adăugați neapărat, dacă este pentru binele vostru. Pentru că de foarte multe ori în viață căpătăm tot ce cerem, iar unele chestii le căpătăm pentru propria noastră nefericire. Tehnici de materializare ale dorințelor sunt foarte multe, de la vizualizare, de la a face pași în direcția corectă, pentru că, atenție, e celebru bancul acela cu bulă care se ruga să câștige la loto un an, 2, 10, 20, la un moment dat s-a enervat Dumnezeu Tatăl și i-a zis din cer, bă, bulă, du-te, bă, băiatule, și joacă. Da? Deci, Când îmi doresc ceva foarte mult, e nevoie să fac pași concreți în direcția obținerii sau materializării dorinței respective. Dar atenție mare la treaba asta. Deci să ne rugăm întotdeauna să fie pentru binele nostru cel mai înalt. Da? Bun. Nicoleta Susanu ne confirmă că e foarte bună cartea lui Louise Hay. Mulțumesc, iubita mea. Cum rezolvăm conflictul cu noi înșine? Vai, de cap, așa întrebare. Așa întrebare. Conflictul cu noi înșine este conflictul unei vieți, ca să zic așa. Îl rezolvăm în multe moduri. Îl rezolvăm, în primul rând, găsindu-ne pe cineva care să ne ajute, un mentor, un lider, un terapeut, o persoană de încredere, un părinte înțelept, un bunic înțelept. Majoritatea dintre noi operăm după niște programe, iar programele respective provin din timpuri, le-aș zice, imemoriale, că uneori provin chiar din alte existențe sau din alte linii de neam. Dacă nu credem în vieți anterioare, nu e obligatoriu să credem, pentru că științific vorbind, domnul Joe Dispenza ne asigură că pe catena de ADN se află informații de la 7 generații din urmă. Astfel încât dacă lui stră bunica mea i-a fost frică că o mușcă un câine, frica aceasta se poate propaga la mine pe ADN. Sau, mă rog, ne putem explica că am fost mușcați de un câine într-o altă viață. Conflictul cu noi înșine se datorează programelor pe care le avem, istoric vorbind. Ați văzut o grămadă de oameni frumoși, de femei frumoase, de bărbați frumoși, care se cred urâți cu patimă. Pentru că ăsta a fost programul pe care l-au auzit. Asta au auzit în familie. Ești urât când plângi. Ești urât când faci așa. Păcat că ești așa urât, că dacă erai și frumos, bine că ești deștept, bine că îți place școala pentru că ești urât. Asta este un program. În momentul în care înțeleg că este un program, se rezolvă conflictul. Conflictul cu noi mai provine din așteptări nerealiste, din am dori să schimb lumea, să salvez balenele albastre, să o civilizez pe colega care nu e civilizată, când eu nu trebuie să fac altceva decât să înțeleg că nu e treaba mea. Și că dacă mă schimb pe mine, realitatea din jurul meu se va schimba. Domnul Wayne Dyer, pe care de asemenea vi-l recomand călduros, avea acest saying în cărțile lui. Când schimbi felul în care te uiți la lucruri, lucrurile la care te uiți se schimbă. Asta înseamnă textual că dacă eu îmi ridic nivelul de conștiință, lucrurile la care mă uitam anterior nu o să mă mai intereseze. În momentul în care înțeleg că dacă intru într-un conflict, și o să revin din nou la ce am vorbit cu Oana mai devreme și o să vă spun și voi același lucru, Oana, faptul că pe tine te macină cum e femeia aia, te îmbolnăvește pe tine, nu pe ea. Când eu înțeleg că mă enervez și faptul că mă enervez mă costă pe mine și fac eu o boală, o să renunț să fac asta, că doar nu-s nebună, să ferească Dumnezeu. Adică, de ce m-ar interesa cum e colega de birou? Aș vrea neapărat să mă îmbolnăvesc? Aș vrea să rămân eu 6 ore fără sistem imunitar? N-are decât să fie cum vrea, să fie sănătoasă. Iar mie, dacă nu-mi convine și nu pot să o tolerez, pentru că mai e o treabă, e ca un zgomot de fond. E ca un zgomot de fond. Dacă cineva se ceartă la televizor, dacă o să ziceți, da, ai varianta să stingi televizorul. Super, ai varianta să pleci de acolo, e ca și când ai stinge televizorul. Bun, încet nu mai avem întrebări. Mai este cineva care dorește să întrebe ceva? Da, tot eu am o întrebare, Daria sunt. Vreau să te întreb, cum abordăm o persoană care refuză să vorbească cu noi? Adică avem un conflict, ne-am certat, mergem la el, domnule, hai să discutăm, și efectiv îți dă cu flit. Revenim la ce ți-am spus mai devreme, cu drag, Antoaneta. Revenim la ce ți-am spus mai devreme. Există o zicală foarte frumoasă și o să ți-o spun și ție. Putem să ducem calul la apă. Calul va bea apă numai dacă vrea el. Mă explic? E tare asta. Are sens? Deci eu pot să duc calul la apă, dar calul va bea apă numai dacă vrea el. Și atunci, în momentul în care eu am un conflict cu o persoană, mă duc încercând să-l adresez, să-l rezolv, și persoana respectivă îmi dă cu flit, Eu înțeleg că am făcut ce a depins de mine, deci de mine depindea să mă duc să-i zic, bă, avem această problemă, mie n-ar plăcea să o discutăm. Și el zice, Flip, eu nu vreau să discut cu tine. Super, nu vrea. Da? Nu avem cum să facem altfel. Nu există, repet încă o dată, binele făcut cu forța are încadrare la codul penal și se numește viol. Nu mă duc să rezolv un conflict cu forța. Încep să mă analizez tot pe mine. De ce mă deranjează că omul respectiv nu vrea să vorbească cu mine? De ce mă deranjează că îmi dă flit? Pentru că atâta timp cât nu depinde de mine, oameni buni, noi toți trebuie să înțelegem că dacă nu depinde de mine, nu am cum să controlez. Poate să-mi rupă sufletul, poate să mă facă să plâng, poate să mă facă să mă dau cu fundul de pământ. Atâta timp cât nu depinde de mine, eu nu am ce să fac. Tot ce pot să fac este să mă rog. Doamne, fă tu lumină în treaba asta. Calcă-l cu mașina. Glumesc. Da? Oricum, ideea e că e destul de dureros când lucrezi cu o persoană azi și mâine și poi mâine și pur și simplu se fac răutăți gratuite și nu știi cum să le gestionezi, pentru că la un moment dat nu te creier. Daria, ți-am spus cum le gestionezi. Motivul pentru care tu te afli acolo este că ai ceva de învățat. Și ai ceva de învățat despre tine, despre limitele tale, despre cât poți tu să suporți, despre cât poți tu să duci, despre programele pe care le ai, despre care sunt credințele tale. Noi avem, deci nimerim într-o situație pentru că avem noi ceva de învățat din ea. Când am învățat lecția, lecția dispare. Dacă tu ești acolo după 2 ani, 3 ani, 5 ani, 8 ani și situația este la fel, înseamnă că tu nu ai învățat lecția. Atâta tot. Atâta tot. Sincer, adevărul este că acum 2 săptămâni mi-am dat demisia și am plecat și am pus aceste întrebări pentru că încă nu am reușit să mă detașez de acele persoane, de acele conflicte nerezolvate. Și, sincer, sunt în momente când iar mi-aduc aminte și chiar nu știu cum aș putea să trec peste, să zic așa. Nu știu dacă s-a mai confruntat cineva cu probleme din asta. Live your life. Da. Măi, Monica, măi! Da. Îmi cer scuze, mă recunosc în unele din ele și de aceea am gândit cu voce tare, îmi cer scuze. Nu, ai perfect dreptate și, crede-mă, am de suficientă ocupație, numai că pur și simplu câteodată să mai duce mintea acolo și chiar mă supăr pe mine când îmi aduc aminte. Daria, oprește-te. Oprește-te la mă supăr pe mine. Guys, încetați să vă bateți voi pe voi. V-am zis, cel mai dramatic conflict este conflictul de tipul eu cu mine. Nu te mai supăra pe tine, scoate emoția din corp, just exact cum te-am învățat. Adică, mă surprind că mă gândesc la treaba aia, mi-am dat demisia de 2 săptămâni, am plecat de acolo și tot mă înfurii. Super! Stai cu ochii închiși, respiră, unde se află în corp treaba aia? Unde se mișcă? Când s-a mișcat, scoate-o afară. O dată, de 2, de 3, de 10 ori, de câte ori e nevoie, pentru că dacă stă în corp la tine, se va face boală. Iar oamenii aceia nu merită. Nu merită nimeni să ne îmbolnăvim, credeți-mă, nu merită treaba asta partenerii noștri, șefii noștri, colegii noștri, nu merită nimeni treaba asta. Nu, uite, Nicoleta îmi scrie că timpul rezolvă pe toate. Nico, trebuie să ai un nivel pe care tu îl ai și îl ai după foarte multă suferință. Este dificil în momentul în care suntem în vârtejul lucrurilor să facem treaba asta cu meditatul, cu rugăciunea, cu... În mod concret, scoaterea emoțiilor din corp funcționează magic. Respiratul funcționează magic. Există cartea lui David Hawkins care se numește Letting Go, renunțarea. Este o tehnică foarte simplă, deci renunț pur și simplu la emoția respectivă, doar mă uit la ea, o las să fie. Deci cum zici tu, mă enervez. Bun, uită-te la enervarea aia, doar uită-te. Doar uită-te. Eckhart Tolle, care a scris Puterea Prezentului, care este o carte absolut genială și pe care eu vă recomand dacă ați fi în stare să o citiți. De ce vă zic asta? Eckhart Tolle, când a scris-o, a zis că o vor putea citi doar oameni într-un anumit nivel de conștiință. Eu vă recunosc cinstit că n-am putut să o citesc. Ce am putut să fac și vă recomand și vouă? Este pe YouTube tradusă, ascultați-o. Eu am putut să o ascult pe toată, am fost foarte fericită. Domnul Eckhart Tolle, în Puterea Prezentului, spune așa: Lumina conștiinței este suficientă ca să vindece orice rană. Textual, ce înseamnă chestia asta? Dacă eu am o rană în talpă, de care nu sunt conștient, întâi o să merg greșit, apoi poate nu o să mai merg deloc, apoi o să șchioapăt, o să târc piciorul după mine. În momentul în care am să devin conștient că invaliditatea piciorului meu se datorează faptului că sunt rănit în talpă, simpla conștiință a acestei chestii va începe să producă vindecarea. De ce? Pentru că eu știu unde să mă uit. Eu acum știu că rana e în talpă, deci am să calc pe vârf sau am să calc pe călcâi. Știu că e acolo. Ce drăguță! Da, termin ideea și imediat îți spun. În momentul în care suntem conștienți de ceva, vindecarea a început. Iar tu ești conștientă că te enervează situația respectivă, Daria. Tu ești conștientă că atunci când te gândești, experimentezi niște emoții negative, frustrare, furie, durere, neacceptare, bla bla. Deci ești conștientă de treaba asta. Practic, vindecarea în cazul tău a început. Acum, dacă tu vrei să te alimentezi gândindu-te nasol, eu v-am spus, guys, nu vrem să gândim un gând dacă gândul ăla nu ne sprijină. La ce mă ajută, frate, pe mine să mă gândesc că am pierdut serviciul din cauza la ăia, că ăia sunt niște nenorociți, că ce au făcut, că la ce mă ajută, la ce mă ajută, de ce vreau să mă gândesc așa? De ce vreau să mă gândesc așa? Da? Da, mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Hai să mai adresez și o întrebare? Numai Livia. O secundă, te rog. Nu, da, Livia, imediat, numai o secundă. Ioana Violeta mă întreabă dacă pot să vă dau o rețetă să ajung în echilibru sau chiar în armonie cu cei din jur. Iubita mea, deci dacă aș avea această rețetă, nu-ți poți imagina cât de bogată aș fi. Deci nu există o rețetă, dar există calea și calea este să ajungem în echilibru cu noi. În momentul în care eu sunt în echilibru cu mine și nu mă mai judec pe mine și nu mă mai supăr pe mine și am înțelegere față de mine, dacă reușesc să fac asta cu mine, am să reușesc să o fac și cu cei din jur. Dar dacă eu îmi dau mie cu 7 bice pe spinare, cu siguranță că am să dau cu 7 bice pe spinare mamei mele, copilului meu, prietenilor mei, pentru că eu mă judec pe mine. Eu nu înțeleg că există greșeală, există uman, există programe cu care am venit, există traume, există dureri. Eu nu înțeleg asta și primul om în care dau sunt eu și după ce dau în mine, bineînțeles că îi voi pocni și pe ceilalți. Da? Deci nu există rețeta magică, dar îndată ce o găsesc, v-am explicat. Foarte bogată și foarte liniștită. Monica mă întreabă cum să le explicăm celor dragi că nu suntem supărați sau nervoși pe ei când le spun că nu vreau să aud ce face Cutărescu sau... Păi da, Monica, iubita mea, tot nu face muzica. Tot nu face muzica. Adică știi când spun, de exemplu, cel mai des pot să zic că am această problemă cu mama, știi? Când începe ea, păi știi că și, uite, acum a venit acasă vecinii de sub mine, deci nu s-au mutat cu totul, a venit înapoi și am zis, mamă, dar nu mă interesează. Iar ești nervoasă. Deci n-ai cu cine. Ești nervoasă. Nu sunt nervoasă. Exact. Ești nervoasă. Acum cu ce ți-am greșit? Nu, mai bine nu te sună. A vrut să văd cum ești. Nu. Și spun, mamă, nu sunt supărată, dar nu mă interesează. Sunt lucruri care nu mă interesează ce face ăla, ce face celălalt, ce... Și dacă le spui în față, deci cum altfel să le spun mai frumos? Să știi că nu cu ei am treabă, ci eu am o problemă că nu mă interesează. Iubita mea, deci este ok să-i spui că nu te interesează, doar că felul în care tu o exprimi o jignește pe femeie. Da? Adică o întrebi, mama, ce vrei să facem cu informația asta pe care mi-o dai? Adică trebuie să merg eu la vecinul acasă sau vrei să discutăm despre asta sau pot să te ajut cu ceva? E ceva ce pot să fac legat de situația asta? Este același lucru, este nu mă interesează, doar că este spus altfel. În momentul în care tu îi transmiți mamei tale că nu te interesează ce are ea de spus, Andreea, scuză-mă, iubita mea, de ce maică ta, adică pe tine nu te interesează ce are măta de spus, eu m-aș supăra foarte tare dacă fimea mea zice că nu interesează. Bine, fimea îmi zice, nu e nicio problemă, da? Nu că nu mă interesează, dai seama că e o persoană foarte importantă, mai ales pe vremea asta, dar dacă chestii care chiar nu mă interesează că ce face vecinul, de câte ori ești. Bine, hai să-ți dau, iubita mea, hai să-ți dau varianta scurtă. Ori îi tau craca și nu are la cine beata să povestească și... hai să-ți spun varianta scurtă. Mami, mă strigă copilul, iubita mea, te sun eu într-o oră și vorbim despre tot ce vrei tu, te pup, să rămână, pa, puf! O dată, de două, de trei ori nu te mai sună, stai liniștit. Da. Mai funcționează și chestia asta de câteva ori. Nu, ai văzut că deja știi care e tehnica. Bun, Ana mă întreabă. Sunt oameni pe care vrei să... Livia, să știi că n-am uitat de tine, dar trebuie să mă uit și încet, da? Sunt oameni pe care vrei să-i lași în urmă, dar ei nu înțeleg că vrei să fii liniștit, să te ocupi de propriile nevoi și dorințe. Cum lași relația să se stingă armonios? Iubita mea... Lași relația pur și simplu și dacă ea se stinge armonios, bine, și dacă nu se stinge armonios, înseamnă că așa vrea Dumnezeu. Adică tu o lași din punctul tău de vedere să se stingă armonios, dar celălalt are dreptul să aibă și să experimenteze ce emoții vrea el. Dacă pentru tine s-a terminat, dacă tu vrei să fii liniștit, să-ți vezi de propriile tale nevoi și dorințe, asta este magic. Dar omul respectiv are dreptul să nu vrea asta. Și atunci îi explici atât cât de frumos poți și după ce i-ai explicat cât de frumos poți, da, îl blochezi în puii mei pe toate canalele și ne rugăm la Dumnezeu să-i facă suferința mai ușoară. Atâta timp cât tu vrei ca el să fie de acord cu ce ai decis tu, pentru că basically în spatele întrebării tale asta este. Cum să-l fac eu să înțeleagă că eu am decis așa și să accepte și să fie fericit cu asta? Fată, nu se poate. Adică ți s-a întâmplat vreodată să vrei ceva și să nu ți se dea? Pentru că dacă ți s-a întâmplat vreodată treaba asta, înțelegi ce spun. Tu poți să răspunzi de bucata ta, adică tu vei face să se stingă relația aceea armonios, adică îi vei vorbi echilibrat, îi vei explica atât cât poți să îi explici. Băi, na, ce să fac? Pentru mine ajută foarte mult să nu mințim. Ajută foarte mult să nu mințim. Adică mitocănia aceea cu it's not me, it's not you, it's me, este doar atât, o mitocănie. Frate, nu mai merge dintr-un motiv sau dintr-altul. Nu mai merge, nu mai vreau nici să mai stau cu tine, nici să mai vorbesc cu tine, nici nu mai vreau, ce să fac? Nu știu dacă are legătură cu tine. Punctual, dacă omul te întreabă, bă, dar e ceva ce eu pot să fac? Dacă e ceva ce poate să facă, îi spui. Dar dacă nu e ceva ce poate să facă, pur și simplu asta este. Dar să fie de acord cu decizia ta sau cineva să fie de acord cu decizia noastră, și să fie împăcat cu treaba asta, nu. Aș zice că nu se poate. Sau, mă rog, n-am aflat eu calea. Câte știu, n-am aflat calea. Da? Sper că am răspuns. Ia zi, Livia, ce să mai zicem acum? Spune-mi, te rog. Adresează-mi și întrebarea în chat, dar o adresez și așa live. Da. Întrebarea era vis-a-vis de vampirii energetici, că știm că există, iar eu sunt una dintre persoanele care... își lasă energia să se ducă fără să știu cum să pun blocaje acestor vampiri energetici. Cum facem să punem aceste blocaje? Cum facem să punem aceste blocaje? Aceste blocaje le punem în momentul în care constatăm că persoana respectivă se folosește de noi ca să se încarce. Adică bagă bățul în gard, caută motiv de ceartă, da? Odată ce m-am prins de chestia asta, nu mă mai las antrenat. Există și modalități directe, da? Cum ar fi rugăciunea de protecție pe care o fac când plec de acasă. Intenția de a fi efectiv protejată de orice fel de om care îmi poate face rău, de orice fel de formă de gând negativă, de orice fel de formă de agresiune energetică sau psihică. În mod concret, când eu constat că un om se hrănește cu energia mea, pur și simplu tai coarda. Tai coarda, nu mă mai las antrenată. Este ce v-am spus în curs, cu slide-ul acela cu citatul din poveste. Mă uit la ce mă mână în luptă. Deci dacă ăla vine la mine și se așează pe colțul biroului și începe să tolocăne, eu îl întreb, concret ce pot să fac pentru tine? Ha, nimic, am venit să stau și eu de vorbă. Super, nu pot să stau de vorbă, am treabă la budă. Da? Este foarte simplu de tăiat coarda. Urmă, este simplu și e greu în același timp. Într-adevăr, când te-ai format într-un fel. Exact, da. Suntem conștienți de programele noastre. Eu asta îți spun. Sunt mulți oameni care în momentul în care le spui ceva, îți explică de ce nu pot ei să. Băi, în momentul în care vreau ceva, Dumnezeu va deschide calea. Când nu vreau ceva, Dumnezeu îmi va arăta motivele. Sau motivele pentru care eu nu pot să fac niște lucruri se referă la faptul că, de fapt, eu nu vreau să fac lucrul ăla. Da? Nu, este foarte simplu. Nu trebuie nici măcar să intrăm în conflict, nu trebuie să jignim persoana respectivă. Crede-mă, orice fel de om o să vadă în momentul în care coboară peretele, când știi, că odată, adică te duci la budă o dată, de două, de trei ori, o să-și dea seama că îți provoacă cistită când vine lângă tine, știi? Deci este simplu. Mulțumesc! Bun, cu drag. Mă întreabă Cristian cum gestionăm șeful toxic, manipulator, care are impresia că suntem proprietățile lui. Colegii sunt ok și șeful e așa. Păi, măi, Cristian, dar de ce ai tu șeful ăsta, știi? Adică hai să ne întrebăm, de ce ai tu șeful ăsta? Din toți șefii la care tu puteai să nimerești, universul ăsta a conlucrat de tu ai niște colegi ok și un șef care are senzația că tu ești sclav pe așa. El poate să aibă ce senzație vrea el. Întrebarea este, tu ce crezi despre asta? Tu crezi că ești sclav? Tu crezi că ești așa? Pentru că este ceva în atitudinea noastră care provoacă un anumit tip de comportament. Nu știu dacă ați văzut genul acela de oameni, care sau șefi, poftim, luați așa, care la birou birjăresc pe toată lumea și acasă îi pupă condurașul lui mami. Da? Ce se întâmplă acolo? Se întâmplă că oamenii ne vor trata potrivit impresiei noastre despre noi. Dacă eu cred că pot să fiu tratat într-un anumit fel, voi fi tratat în felul acela. Este energetic, de-aia vă spuneam în curs, de-aia e important să înțelegem, conflictul este în primul rând de natură energetică. Eu poate nici nu sunt conștient de care este energia pe care eu o exprim în exterior, dar dacă eu în exterior exprim teamă, frică, ce înseamnă frică? Să știți că frica de a-mi pierde serviciu se simte. Se simte, adică dacă eu mă duc la muncă cu teama că voi pierde serviciul ăla, că șeful îmi caută nod în papură, când va găsi acel nod în papură, energia respectivă se simte. Am lucrat 100 de ani în multinațională, am fost șefă cum am fost angajată. Am văzut toate aspectele, le-am experimentat pe toate. Ele au fost, cu asumare vă spun, de fiecare dată la mine în curte. Adică în momentul în care energia pe care o transmiteam eu este că pot fi amenințată, pot fi, cum se cheamă, manipulată că sunt dat afară, pot fi stresată și bătută la cap, mi s-a întâmplat treaba asta. În momentul în care poziționarea mea a fost, frate, sunt profesionist, ce știu eu să fac, are valoare, aduce bani în firmă. Chestia asta nu s-a mai întâmplat. Sau îl gestionăm în felul acesta, întrebându-ne care e motivul pentru care el crede că se poate purta așa cu tine. Sau cu voi toți, nu neapărat cu tine. Care e motivul pentru care el crede chestia asta? De ce crede el că poate fi manipulator cu voi? Pentru ca un om să fie manipulator înseamnă că eu pot fi manipulat. Eu îți spun așa, ducem calul la apă, pe mine respectiv mă puteți duce la apă. Nu o să beau decât dacă mi sete. Da? Sper că am răspuns. Ia să vedem. Cum scăpăm de manipularea cuiva pe care îl iubești și la care nu poți renunța? Păi, Rodica, ți-ai răspuns singură. Ți-ai răspuns singură. Deci, ai pus întrebarea de manipularea cuiva pe care îl iubești și la care nu poți renunța. Păi, e foarte simplu. Deci, practic, energia ta este eu nu pot să renunț la tine, iar energia lui spune ok, deci poți să înghiți orice. Umblăm la noi, umblăm la energia noastră. Ce înseamnă că nu pot renunța? Pe pământul acesta și chestia asta în sală, eu pot să o demonstrez foarte ușor, dar acum ăștia dintre voi care mă vedeți, sper că mă vedeți toți, o să vă demonstrez și vouă și o să vă fac să înțelegeți o treabă. Copiii noștri nu sunt ai noștri, părinții noștri nu sunt ai noștri, prietenii noștri nu sunt ai noștri. Ei sunt toți ființe individuale, cu destin individual, cu ceva ce și-a ales fiecare să facă. Eu nu pot decât să fiu recunoscătoare că copilul meu e al meu, că mama mea e a mea, că rudele mele sunt ale mele. Nu pot decât să am recunoștință pentru treaba asta, dar ei nu sunt ai mei. Chiar dacă eu îi iubesc. Ce e al meu, uite, ăsta e al meu. Îl vedeți? Îl vede toată lumea? Ăsta e al meu. Îmi da bani pe el, pot să-l arunc, pot să fac ce vreau cu el, e a meu. O persoană la care eu nu pot renunța ne arată un atașament. Eu nu iubesc persoana, eu sunt atașată de ea. Bun, de ce sunt eu atașată de persoana aia? Și iarăși mă apuc și sap. când am fost amenințată prima oară că am să fiu părăsită, care dintre părinți mă șantaja cu treaba asta, care își retrăgea iubirea în momentul în care nu eram drăguță și mă murdăream părochiță și așa, care zicea, ești urâtă, nu mai vorbesc cu tine. Te-ai murdărit părochiță, astăzi nu te mai iubesc, nu-ți mai dau bomboane. De acolo provine. Nu există că iubesc pe cineva și nu pot renunța la el. Iubirea nu are condiții. Dacă iubesc pe cineva, eu îl iubesc oricum. Adică poate să fie cu mine, poate să fie cu încă 400. Eu dacă îl iubesc, îl iubesc. Doar că oamenii confundă un pic treaba asta. Eu te iubesc doar dacă. La cursuri, de exemplu, mi-e foarte simplu să fac treaba asta cu părinții, că îi întreb, cine are copii pe aici? Ridică mâna, ăla. Ok, și cum îi iubiți pe copii? Toată lumea necondiționat, bineînțeles. După care îi întreb, ok, și poate să fumeze? Vai de mine, cum să fumeze? Are 10 ani. Bă, băiatule, tocmai ai spus că îl iubești necondiționat. Necondiționat înseamnă necondiționat. Dacă nu renunți la a-l iubi necondiționat, el o să te manipuleze în continuare. Ca să scapi de manipularea cuiva, trebuie ca persoana respectivă să înțeleagă că îl iubesc, dar nu tolerez orice și că pot să-l iubesc și de la distanță. Nu e obligatoriu să stăm împreună. Dacă mă manipulează, cu siguranță nu mă iubește. Și acolo vedem treaba asta. Și să știți că măsura oricărei evoluții spirituale este bunătatea. Dacă nu reușesc să fiu bun, nu este much of an evolution. Sper că am răspuns, da? Dacă mai sunt întrebări, clarificăm. Bine. Stai că mai avem, Doamne, am zis că am terminat. Cum reușim ca într-o situație care implică multe emoții negative să trecem de la persoana implicată în ea la un simplu observator? Prin respirație, Atina. Prin respirație. Deci este lucru cel mai ușor și cel mai la îndemână pe care îl putem face și pe care, așa cum spuneam în prezentare, îl facem cel mai rar. În momentul în care sunt furioasă, tot ce pot să fac este să mă detașez de situația respectivă. Și cum mă detașez? Închid ochii și inspir. Este foarte simplu. Deci fix așa. Câteva secunde, dacă am făcut asta câteva secunde, creierul meu deja s-a decuplat de la emoția respectivă, iar eu pot să am altă perspectivă sau plecând de acolo, plecând efectiv, mă duc în altă cameră, Dacă am o garsonieră și n-am cum să plec în altă cameră, mă duc la baie, mă duc în colțul camerei, mă detașez. Creierul nostru operează în imagini. El pricepe foarte clar ce facem noi. Deci distanțarea se poate face în orice mod. Mă detașez pur și simplu de situația respectivă. Închid ochii și respir minimum posibil. Ca să treci în observator înseamnă foarte multă practică, dar se poate, adică reușește toată lumea, însă presupune multă practică și ca să poți să detensionezi o situație care bubuie, respiri și închizi ochii. Este primul lucru pe care poți să-l faci. În timp, na. Bine, mulțumesc și eu, Ana, ești foarte drăguță și Rodica, vă mulțumesc și eu tuturor. Mai aveți întrebări? N-aud, dacă aveți întrebări va trebui să le puneți un pic mai tare, dacă nu. Acesta a fost seminarul nostru de gestiune de conflict pe ziua de astăzi. Sper că v-am răspuns la întrebări, sper că ați plecat cu niște chestii concrete, sper că ați înțeles ce și cum. Și vă doresc cu sinceritate ca de mâine sau de astă seară să fiți mult mai stăpâni pe voi și pe emoțiile voastre. Da? Mulțumesc și eu, domnul Varban, mulțumesc frumos, vă mulțumesc tuturor, să aveți o seară frumoasă, pa! Pa, pa, pa! Mulțumesc și eu, vai, ce drăgălașă ești! Da, și la frumos, Lucian! Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor! Ce drăguțe e! Sănătate la toată lumea! La fel, vă mulțumesc, să aveți seară frumoasă toți. Doamne ajută, mulțumim. Doamne ajută, drag, moa, 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 pa, iubita mea, pa, pa, pa. Să scoatem asta. Așa. Bine, eu o să trimit prezentarea și o să o primiți și voi, da? Mulțumesc. Exact, fără conflicte, fără conflicte. Haide, v-am pupat. Respirația dă foarte bine. Să știi, respirația e cea mai bună. Întotdeauna. Și dacă mai vine un căscat, după aia înseamnă că ți-a oxigenat foarte bine creierul. No, bun, și mai înseamnă și altceva, înseamnă că a plecat emoția. Da? Bine, m-a învățat o persoană deosebit de specială chestia asta. Așa zici tu, hă? Deosebit de specială. Ești drăguță, îți mulțumesc foarte mult. Haide, v-am pupat, vă las, aveți seară frumoasă, bună cuvântată și să ne vedem sănătoși. Da? Pa, pa, pa.